Slăviți să fie Domnul! În această seară ne vom opri la lecția a doua din tematica relații frățești, intitulată Lucrați împreună. Adunarea, prin faptul că este un singur organism, un singur trup, al cărui cap este Domnul Iisus Hristos, ne solicită să lucrăm împreună. Iar dragostea, ca și element fundamental al noi noastre naturi, ne strânge. În părtășii de doi sau trei, la nivelul bisericii locale sau chiar în legătură cu alți frați și surori în Domnul. Modelul desăvârșit pentru unitate este cel descris de Domnul Iisus și realizat între El și Tatăl. Haideți să îl reascultăm pe Domnul, vorbind celor din vremea noi și evident și nouă. Citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 30, unde este scris: Eu și Tatăl una suntem. Și tot Domnul Iisus se ruga în Ghețiman și este scris în Ioan, capitolul 17, de la versetul 21 la 23, astfel. Se ruga Tatălui, celui cu care este una. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una. Și iată modelul. Cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Iată un ideal măreț. Tatăl împreună cu Fiul lucrează și sunt una în lucrarea lor. Lucrarea împreună are un randament mult mai mare ca și lucrarea separat. Adică doi oameni luați în mod individual nu pot să realizeze cât pot să realizeze, să producă cei doi luați împreună. Pentru a vedea și atitudinea apostolilor și rezultatele unei munci împreună, vă citesc tot în introducere din Filipeni, capitolul 2, versetele 17 și 18. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur, dar nu singur, și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi, bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Dar la această provocare, haideți să adăugăm o întrebare căreia să încercăm să-i răspundem din Scripturi. De ce împreună? Pentru că, dacă privim în mod superficial, ne place să fim împreună. Dar totodată, dacă rămânem la niște ispite sau probleme ce pot să apară între noi, nu ne mai place să fim împreună. De ce? Biblia ne cere să fim împreună. Mai întâi pentru că slujim unui singur Dumnezeu care are o singură lucrare. Adică este o singură firmă, dacă vreți. Figurăm toți pe același stat de plată. Vom fi răpiți la Domnul sau înviați deodată. Și chiar pentru eternitate, Dumnezeu nu are mai multe împărății, doar una singură. Și în această împărăție, tocmai pentru a ne face să lucrăm împreună, Dumnezeu ne-a împărțit aptitudinile și necesitățile în mod complementar, ca și organele trupului. Cât de mare nevoie are întreg trupul de picioare, dar ce se face fără mâini? De ce preț sunt ochii și ce folos
a organele interne. Noi suntem nevoiți să ne folosim unii de alții. Apostolul Pavel scria în Roman capitolul 12 de la versetul 4, făcând comparația cu trupul. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, și numere câteva, prorocie, slujire, învățătură, îmbărbătare, dărnicie, cârmuire, milostenie, toate acestea se regăsesc în biserică, dar la oameni diferiți. Și tot în ideea aceasta, adăugăm ceea ce este scris în 1 Corinteni, capitolul 12, unde sunt menționate alte daruri, dar toate cu specificația că sunt date în biserică pentru ca să fim împreună, fiindcă avem nevoie unul de slujirea celuilalt. Iată ce scrie de la versetul 8. De pildă, unul este dat să vorbească despre înțelepciune și ceilalți au nevoie. Altuia să vorbească despre cunoștință și folosește cuiva. Datorită aceluiași Duh, altuia credința, prin același Duh, altuia darul tămăduirilor, observați remarcile repetate, prin același Duh. Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocie, altuia deosebirea Duhului, altuia felurite limbi și altuia tâlmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Apoi, noi suntem îndemnați și este necesar să lucrăm împreună, fiindcă lucrarea este foarte mare, este complexă. Și un grup restrâns și cu atât mai puțin un individ nu ar putea să facă față. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla într-o fabrică mare, de exemplu, construcții de mașini, dacă ar lucra numai 2-3 oameni. Cât timp le-ar trebui până ar putea să scoată și ei mașini în serie? Sau la un șantier de construcții. Cât de bogată este paleta de meserii și de toți este necesar. Dar împărăția lui Dumnezeu, cât de complexă este. Gândiți-vă că trebuie să acoperim întreg pământul. Dacă s-ar fi rămas numai la câțiva oameni, ar fi putut să facă ei față? Gândiți-vă că este nevoie de cântare, de desfășurarea darurilor Sfântului Duh, de consiliere, de ajutorare. Cine poate să le facă pe toate? Noi suntem 1000 în biserică. Ar putea să se adune 50 dintre noi și să spună, ceilalți 950, stați liniștiți, noi ne descurcăm cu toate. De la amvon până la ușă și de luni până sâmbătă, noi facem tot ce trebuie în biserica aceasta. Nu se poate, fiindcă lucrarea este foarte mare. Și Domnul este singurul care poate să controleze o activitate atât de imensă. Eu mă și gândesc cât de imens este Dumnezeu dacă a creat un univers atât de mare. Dacă poate să întrețină miliarde de corpuri cerești, atunci cum nu poate să stăpânească o instituție cu miliarde de oameni? A, nu sunt miliarde. De-abia milioane, cred eu, care în prezentul vieții noastre, cei care activează în lucrarea asta. Nu știm exact câți îngeri sunt, dar pe toți aceștia Dumnezeu îi controlează. Și Domnul vrea ca mulțimea de oameni care slujesc să fie echivalentă cu mulțimea de îngeri care execută voia Domnului și fac tot ceea ce este necesar în diferite domenii. De asemenea, lucrarea aceasta are nevoie de diferite grade de calificare.
Astfel, întâlnim un predicator care este un bun evanghelist și poate să predice la mulțimi de oameni, întâlnim pe altul care poate să vorbească de la om la om, este necesar silă, sau noi facem studiu aici cu cât suntem, dar din biserica noastră sunt tineri, sunt învățători de copii care fac și ei tot studiu la nivelul grupei sau clasei lor. Haideți să spicuim câteva versete din Scripturi pentru a vedea necesitatea ca mulți să slujească, dar împreună. Înțeleptul nota în cartea Proverbele, capitolul 11, versetul 14, vorbind despre felul în care un împărat poate să guverneze bine într-un imperiu. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Deci, e nevoie de mulți sfetnici, de mulți războinici, de mulți muncitori, de mulți, mulți și fiecare să facă ceva. Amintiți-vă că în biserica primului viac, pe lângă apostoli și Domnul ales 70 și apoi s-au format mulți alții cu diverse activități, dar toți lucrau împreună. Astfel, Pavel zice în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 11, vorbind despre el și ceilalți lucrători, astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim. Și voi așa ați crezut. Deci unde este unitate în lucrare, unitate în vedere, oricât ar fi de mulți, este același rezultat. Adaug și ceea ce scrie Petru în 1 Petru 5 cu 5, un alt aspect care solicită generațiile să fie împreună. Gândiți-vă ce rău ar fi dacă ne-am rupe. Dar aici este scris, tot așa și voi tinerilor fi supușilor bătrâni și toți în legăturile voastre. Să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. O lucrare în legătură. Și de asemenea citim ceea ce este scris în Tit, capitolul 2, de la versetul 3, unde sunt prezentate surorile, care și ele trebuie să fie într-o strânsă legătură. Chiar dacă aveți vârste diferite, un grad de cultură diferit sau profesii diferite, în lucrare suntem împreună. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Iată că, într-o stare de înaltă spiritualitate, și legăturile sunt benefice. Apoi, răspunzând întrebării de ce împreună, pentru că avem aceeași natură. Nu doar că suntem oameni, nu doar că suntem români, suntem toți frați și surori. Noi nu suntem asociați doar la o firmă. Urmărim un profit comun și avem interese comune, avem natură comună. Și în asemenea context vreau să vă amintesc Psalmul 133, unde este scris, iată ce dulce gust, ce plăcut este să locuiască frați împreună. Este ca un de lemnul de preț care, tornat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Gândiți-vă că noi suntem trupul Domnului Iisus și din El, care este una cu Tatăl, curge prin faptul că suntem părtași aceluiași Duh, aceeași mireasmă binecuvântată, același sânge. Și vorba noastră românească, sângele apă
Nu se face. Acolo unde suntem frați și surori, asta trebuie să se vadă. Căci acolo dă Domnul binecuvântarea, unde se lucrează împreună și apoi dă viața pentru veșnicie, tot împreună. De aceea, haideți să ne revizuim relația de iubire frățească. Dragostea ne strânge. Avem o motivație profundă ca să ne putem sluji. Așa scria Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 13. Partea finală. Slujiți-vă unii altora, dar nu oricum, ci în dragoste. Și împreună vreau să urmărim mai multe versete din 1 Ioan, capitolul 1, o epistolă presărată cu învățături despre iubirea frățească. Haideți să ne verificăm sincer raporturile cu frații și surorile noastre. Cu cine ți este drag? Îți place să lucrezi împreună? 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 9. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său sau pe sora sa, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun blej de poticnire, dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Imaginați-vă că în seara aceasta, printr-o pană de curent, nu ne mai vedem. Ar fi tot așa ca și cum acum ne vedem? Oamenii care se urăsc sunt în întuneric. Ei nu simt părtășia la fel de devie între ei. Devin suspicioși, bănuitori, se rup. Și tot din această epistolă citesc și din capitolul 3, de la versetul 11. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Avea motive? Nu. Dimpotrivă. Versetul 13. Nu vă mirați, fraților, dacă vă roște lumea. Observați că în lume nu există relații de iubire. Ei au doar relații de cointeresare materială sau de altă natură. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Și din capitolul 4 citesc versetul 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Și versetul 11. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Amin. Dacă Dumnezeu ne-a acceptat în raport cu El, noi suntem răi și ticăloși. Spunea Domnul Iisus, dacă voi care sunteți răi, atunci, de ce nu ne-am putea noi accepta unii pe alții? Care este dator unul altuia cât i-a fost fiecare dator lui Dumnezeu? Dumnezeu ne rabdă, ne îngăduie și lucrează împreună cu noi. Noi spunem cu bucurie, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, dar să ne gândim din punctul lui de vedere cum sună situația. M-am angajat să lucrez cu ăștia de la Arad și cu alții de oriunde din altă parte. Lucrează cu îngerii, dar lucrează și cu noi. Așa, slăbuți, mai mofturoși poate, dispuși nu întotdeauna și lucrează împreună cu noi. Eu știu că ar fi plăcut să lucrăm numai cu oameni calificați, cu oameni ascultători, simțitori, buni. Dar trebuie să lucrăm în condițiile date, pe un fond de iubire. Doamne, ajută-ne! Este adevărat că nu vom putea realiza cu
toți același nivel de părtășie. Dar nici nu ne se cere aceasta. În biserică este ca și în familie. Mod normal, între soț și soție trebuie să fie o unitate desăvârșită. Dar între părinți și copii, sau între soacră și noră, sau între bunici și nepoți, nu mai există aceeași relație atât de strânsă, atât de intimă. Sau între verișori. Ei se întâlnesc cu dragul, se telefonează, poate își trimit felicitări, se sună, se caută în anumite momente. Sunt rudenii, sunt într-o relație, dar nu la fel de strânsă cu toți. Așa este și în biserică. Poate cu unii colaborăm foarte strâns. Sunt tovarășii noștri de misiune sau sunt cântăreți împreună cu tine la cor. Nu poți să ai o relație la fel de strânsă cu o soră cu care te întâlnești doar duminică, ea nu poate să vină într-una la adunare. Sau s-ar putea să nu poți să atingi o relație prea înaltă cu cineva care este poate mai dificil. Deci se permit, aș spune eu, grade de unire, dar o relație de frățietate tot trebuie să existe cu toți. Chiar dacă cu unii realizăm ceva mai adânc, mai minunat, să nu excludem pe nimeni din părtășia noastră. Toți să ne fie frați și surori. Și gândiți-vă cât de neplăcut sună să vii, dai mâna cu un frate sau cu o soră, noastră sunteți mai deschise la lucrarea aceasta, vă îmbrățișați, vă sărutați, așa facem noi românii, dar e biblic, nicio problemă. Și pe 3-4 surori le îmbrățișezi și vine o alta cu care poate nici nu dai mâna. Ei, nu neapărat trebuie să le pup pe toate, dar să dai mâna cu toate, merge? Ei, nu neapărat trebuie cu fiecare să schimbi două fraze când te întâlnești, dar cel puțin să dai mâna cu toți. Să știe toți că sunt frați. Poate cu unul rămâi mai mult, urmează să mergeți duminică în misiune și trebuie să aranjați detaliile, să vă consultați. Dar măcar cât cu un văr al treilea, să ai de-a face cu orice frate din adunare. Haideți să vă citesc ceva din Scriptură pe linia aceasta. Filipeni, capitolul 2. De la versetul 1. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, nu se poate să nu fie între frați și surori, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, adică relațiile noastre au un fundal. Discuți cu cineva mângâindu-l, discuți, e legătura cu altcineva ajutându-l, îmbărbătându-vă reciproc. Faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Așa voia Pavel să știe biserica. Dar Dumnezeu cum ne vrea? Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus decât pe el însuși. Fiecare să se uite nu la folosele lui, ci și la folosele altora. Un asemenea comportament păstrează legătura frățească. Dar, tot din acest capitol, vă dovedesc, zic eu, că deși Pavel, care a fost un model, el însuși a spus să călcăm pe urmele lui, că el călca pe urmele Domnului, nu avea cu toți aceeași strânsă relație, dar cu toți cei credincioși era un frate bun. Citesc de la versetul 18. Tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. Căci n-am pe nimeni care să mă împărtășească simțirile ca el. Oarecum i-a devansat pe ceilalți. Sunteți toți frați, mă bucur împreună cu voi, dacă Timotei, n-am pe nimeni. Și să îngrijească în adevăr de starea voastră. Cei drept toți umblă după folosele lor și nu după a lui Hristos Iisus. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatăl lui a lucrat, ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Au fost asociați în aceeași echipă de misiune. Pe el, dar nădăjduiesc să vi-l trimit de îndată
Ce voi vedea, ce sortătură vor lua lucrurile cu privire la mine. Și acum rețineți de la versetul 25. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit. Deci, nu doar pe Timotei. Fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți și era foarte mulțumit pentru că aflaseră că a fost bolnav. Observați, Pavel l-a trimis și pe Timotei și pe Epafrodit. Dar era mai legat în simțirile lui de Timotei, dar în același timp și de Epafrodit, și Epafrodit la rândul lui de biserică și biserica de el, toți s-au negăjit că e bolnav. Pavel le spunea să se bucure împreună cu el, dar să se bucure toți. Și nu cred că este greșit, cum am dat înainte comparația despre familie, nu cred că bunica trebuie să se supere că nepotul iubește mai mult nevasta decât pe bunica. Suntem în relații de slujire după nevoie. Dar toți suntem în același trup și cu aceeași inimă. Acum, într-a doua parte a lecției noastre, vreau să răspundem la o altă întrebare. Cum împreună? Deci, trebuie să fim împreună. Pentru că lucrăm în aceeași biserică și suntem frați și surori. Dar cum? Ce înseamnă să fim împreună, să lucrăm împreună? Pe de o parte, trebuie să ne unim în lucrare. Imaginați-vă ce ar însemna unii să vorbească într-un fel și alții să vină după ei și să-i contrazică. Asta e unire? Unii montează, alții demontează. Și de asemenea trebuie să ne unim în trăirea noastră. Că dacă unii se comportă într-un fel și alții nu, nu pot să fie una. De exemplu, există o barieră între oameni. Și acum amintește Pavel Roman 14, dacă unii mănâncă de toate sau ceilalți mănâncă numai verdețuri. Dacă unii socotesc o zi mai sacră, ceilalți le socotesc pe toate deopotrivă. Sau alte diferențe. Cu cât suntem mai uniți, adică mai uniformi, mai unitari, cu atât vom fi mai legați. Oricum, noi suntem frați și surori cu toți de-a lungul și latul pământului, dar nu putem să avem unitate, de exemplu, cu cei cu care nici nu ne cunoaștem și nici nu ne știm limbile, unii altora. Asta până nu rezolvă Domnul problema după înviere. Dar cea mai mare unitate trebuie să se realizeze la nivelul bisericii locale. Păstrând comparația cu viața de familie, avem noi relații cu rudenile noastre, dar eu de când m-am mutat la Arad, mă întâlnesc la jumătate de an cu a mea din Alba și cu dumneavoastră de câteva ori pe săptămână. De aceea înțeleptul zice că mai mult face un prieten aproape decât un frate departe. Noi ne întâlnim aici în biserică de câteva ori pe săptămână. Aici trebuie să realizăm o părtășie. Aici trebuie să fim împreună fiecare cu darul lui. De exemplu, dacă ne-am adunat noi și câteva duminici, ar lipsi coriștii. Ne-am simțit nevoia. Sau cei de la fanfară, de la orchestră. La fel, dacă n-ar fi predicatorul, ar fi numai rugăciune sau n-am avea proroci. Le simțim nevoia, ca și soțul pentru soție, soția pentru soț, copiii pentru părinți. Aici, în comunitatea noastră. Haideți să citim câteva versete din Vechiul și Noul Testament, mai întâi din cartea Proverbele, pentru a vedea felul în care trebuie să fim împreună în comunitatea locală. Proverbe 13, versetul 20. Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui place să se soțească cu nebunii, o duce rău.
Iată cât de importantă este părtășia locală. Ne va decide caracterul, destinul. Apoi 21:5. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug. Dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Dacă la nivelul unui singur individ trebuie să se facă o programare înțeleaptă, dar la nivelul unei comunități, cât de bine trebuie să chipzuim aici prin sfetnicii care îi avem și prin rugăciunea și intenția bună a fiecăruia dintre noi. Și de asemenea, 22:29, vis-a-vis de iscusința fiecăruia, dar pusă în colectivitate. Dacă vezi un om iscusit în locul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oameni de rând. Ce împărat ar spune, n-am nevoie de un meseriaș? N-am nevoie de un slujitor? Ba da, dacă este chipzuit, este foarte mare nevoie. De aceea să ne prețuim și să vedem fiecare atunci când suntem împreună, fiecare valoarea celuilalt. Și acum, trecând în Noul Testament, vorbind în mod concret despre lucrurile din biserică, citesc din Fapte, capitolul 13. Iată ce scrie aici, de la versetul 1. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Sunt enumerați câțiva. La fel am putea spune și noi. În biserica noastră sunt câțiva învățători, proroci, alți lucrători. Versetul 2. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, spuneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Deci cum împreună? Împreună la slujire. Dacă doar ne-am adunat și am servit o masă împreună, nu s-a realizat o unitate cum se realizează când ne rugăm împreună, când cântăm împreună, când ascultăm toți o învățătură comună. Slujirea ne unește. Fiecare cu activitatea lui. Imaginați-vă că am avea pe o platformă toate piesele de la o mașină. Noi. Dar dacă nu sunt asamblate împreună, sunt împreună? Dar când sunt puse toate la loc, mașina funcționează. Dar dacă nu, nu funcționează. Funcționând, suntem împreună. Dacă, de exemplu, la o cântare ar cânta numai frații sau numai surorile, vis-a-vis de comparația cu mașina, spune că merge numai așa, în două pistoane. Trepidează, se aude doar de voci feminine sau masculine. Dar când toți participăm, atunci se realizează cu adevărat unitatea. Aici adaug ceea ce este scris în Fapte, capitolul 18, versetul Fapte 19, versetul 8 și 9. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăsneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Deci, o colectivitate locală dă randament numai dacă este unită. În biserică nu trebuie să fie ca în parlament. Nu este o democrație în mod pământesc înțeleasă. Este o teocrație sub conducerea Duhului Sfânt. Ce folos ar fi dacă unii s-ar bucura când cântă unii și alții s-ar întrista și s-ar bucura invers, doar când slujești ceilalți? De aceea Pavel a fost nevoit să separe credincioșii care sunt una de ceilalți iudei rămași în legea mozaică. Deci, nu poate fi o unitate artificială, trebuie să fie o unitate spirituală. De aceea,
De exemplu, noi nu ne putem aduna cu cei din Biserica Ortodoxă, de exemplu, împreună. Să zicem că mai întâi ar veni preotul și ar face slujba cu toată liturghia lui. Ce-am face noi atunci? Păi vă spun eu, unii ar sta întristați, alții ar comenta, ar băga de vină. Și apoi, ce-ar face ei în sală până ne-ar ruga noi așa, după modelul nostru? Și-ar face cruci, probabil. Deci nu poți să fii împreună cu cei care nu ești împreună. De aceea Biblia recomandă ca cei care sunt aceeași lucrare să se separe și apoi să fie împreună, pentru că altfel nu ar fi niciun câștig, n-ar fi numai dezavantaje. Apoi, noi mai suntem împreună în diferite lucrări. Unii se adună pentru repetiții la cântare. Alții merg împreună în misiune. E foarte important să fie uniți cei care slujesc împreună. Un cor dezbinat și dacă va cânta din punct de vedere muzical impecabil, nu va avea un rezultat bun, nu va fi o plăcere pentru cei care se adună să cânte. Se vor certa ori înainte de repetiții, ori după aceea. Imaginați-vă că merg împreună niște oameni care-și certați și dintr-o mașină de 5 locuri vor fi, cum zicea Domnul, în acea familie unde și pocăiți și nepocăiți, 3 împotriva a 2 și 2 împotriva a 3. Ce slujbe aceea? O lucrare împreună necesită unitate. Ce frumos este unde este unitate între lucrători. E ca și în familie unde tata și mama sunt pe una, copiii se simt la locul lor, pot să asculte. Dar dacă am fi dezbinați, ce rezultat ar fi? Niciun câștig, nici o bucurie. Iar între biserici, ținând cont de aceste principii, este foarte bine să avem legătură cu frați care sunt călăuziți de același duh și avem aceleași vederi. Cât de plăcut este când vin niște frați, predicatori, cântăreți sau alți slujitori, ne unim imediat cu ei. Fie că ne întâlnim într-un grup mai restrâns, fie că este, unitatea este o masă de oameni mai mare. Că avem același duc de credință, același mod de a trăi. De aceea când mergem în altă parte și poate nu ne-am mai văzut cu oamenii aceia niciodată. Atât trebuie, o slujbă de 2 ore. Sau dacă vreți o rugăciune de 10 minute și o discuție încă de 5. Și suntem deja împreună. Suntem uniți. Iată un asemenea moment descris în Galateni, capitolul 2, de la versetul 7. Unde Pavel vorbește despre el și relația cu apostolii de la Ierusalim. Ba dimpotrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, căci cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor, și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire, ca să mergem să provodim la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Deci, într-o strânsă relație, deși pe câmpuri de lucrare diferite. Iar un alt moment al unității îl avem în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, unde pe bună dreptate se spune că a fost primul conciliu, dar cârmuit de Duhul Sfânt, nu de vreun Pontifes Maximus, vreun împărat roman sau orice alt prelat cu orice funcție ar fi avut el. Deci în Fapte 15 s-au adunat la Ierusalim slujitori din Biserica Mamă din Ierusalim, apostoli și prezbiteri și alți oameni veniți de pe câmpul de misiune. Pentru că unii, așa cum scrie în versetul 5, au provocat dezbinare și au întristat inimile fraților. După ce toți împreună au vorbit, s-a
tras linia și s-a anunțat o concluzie, o hotărâre comună. Întorcând pagina, scrie de la versetul 31 următoarele. Deci o parte dintre mișii de Ierusalim au ajuns la Antiohia, după ce au citit acea scrisoare. Frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Iuda și Sila, care și erau proroci, au îndemnat pe frații, au întărit cu multe cuvinte. După câteva vreme, frații au lăsat să se întoarcă în pace la aceea de care fusese rătrimiși. Totuși, Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe noroți și provodăiau cu mulți alții cuvântul Domnului. Aceasta este legătura frățească. La nivelul bisericii locale și între oamenii de misiune care se deplasează, între lucrători care fac legătura între biserici. Apoi, privind în conținutul stărilor care se realizează cu ocazia unității, vreau să observăm cum trebuie păstrate legăturile sfinte. Pentru că, așa cum a sesizat deja, a lucra împreună nu înseamnă un ecumenism general, ci o părtășie sfântă. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și apostolul Ioan, care pleda pentru dragoste, pentru o unitate desăvârșită între frați, tot el a scris, și vă citesc din întâia sa epistolă, capitolul 1, de la versetul 3. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. Observați cu ce scop. Ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Hristos Iisus. Apoi, versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dar nu cu oricine avem părtășie. Iată ce scrie pe aceeași pagină, în 2 cu 18. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit care se vine anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști, prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru. Dar nu erau dintre ai noștri, că dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, adică s-ar fi simțit bine cu noi. Noi i-am fi acceptat. Dar cine-i călăuzit din alt duh, e ca un corp străin în trupul tău. Trebuie extirpat, e ca o schijă rămasă dintr-un război. Deci organismul primește numai ce este a lui. Ei au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Apostolul Petru scrie la rândul lui, în a doua sa epistolă, la capitolul 2, și amintesc aceste lucruri pentru că atât aici, cât și în altă parte, se mai ridică voci care întreabă, frate, dar de ce nu invităm pe toți? De ce nu suntem în legătură cu toți? Fiindcă nu suntem siamezi. Și nici aceea, deși nu este o constituție normală, nu sunt totalmente opuși, pentru că ar muri imediat. Deci nu putem să fim una decât cu cei cu care sunt același trup, același duh. Scrie aici, în 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 1, că în popor sunt proroși mincinoși, între credincioși învățători mincinoși, și apoi scrie de la versetul 3 că ei vor căuta părtășie cu credincioșii pentru un câștig. Și apoi mai scrie de la versetul 17, oamenii aceștia sunt comparați cu niște fântâni fără apă, nori, alungați de furtună, lor le este păstrată negra întunericului. Și apoi,
alte versete, dar eu mai vă rețin doar cu versetul 13. Fericirea lor este să trăiască în plăcere ziua în amiaza mare. Ca niște întinați și sporcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste, când ospătează împreună cu voi. Ba, să nu mânci împreună cu noi. Le dorim poftă bună, sănătoși, să fie și să pocăiască. Dar nu trebuie să mănânci împreună cu noi. Scrie Pavel în 1 Corinteni 5, cu un astfel de om nici nu trebuie să mâncați. Ei stai la masă, împărtăși o oră și jumătate cu un om imoral. Să vezi cum o să-i scapere ochii la prea curvie, exact cum scrie aici. Și o să fie mai păcătos după ce a mâncat ca până a fost flământ. Deci, nu ar aduce niciun folos spiritual o părtășie cu oameni, cum zice tot în Corinteni, imoral, cu hrăpăreți, cu lacomi. Nu. Părtășia trebuie să fie cu cei smeriți, cu cei credincioși, cu cei care se luptă pentru împărăția lui Dumnezeu. Căutați pe Domnul împreună cu cei ce îl cheamă dintr-o inimă curată. Domnul să ne ajute. Dar, lăsându-i în pace pe ei, ispita nu ne dă pace nici nouă? Că ne propunem noi să lucrăm împreună. Și acum, după lecția din seara aceasta, o să fim mai atenți și mai doritor să fim împreună. Dar o să fie ispite. Poate o să vină ispită chiar când se termină acum o slujba la careva. Foarte mare atenție la vorbire. Când discutăm unii cu alții, păstrați-vă pe de-o parte confidența. Zice în cartea Proverbe, citesc două versete din 25 cu 17. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și te orască. Nu te tu toată ziua pe capul surorii tale dacă stai cu ea pe aceeași scară. Că va vrea să se mute ori au să te muți tu. Și nu o să mai fie doar când vă întâlniți la biserică. Și tot din Proverbe 27 cu 10, nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău. Păstrează relația. Dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Deci, cu atenție cu cei de lângă noi. Și tot pe linia atenției și a vorbirii și tot din cartea Proverbele, mai citim câteva versete, 18 cu 19. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Vedeți ce fortificări apar între frați și între surori? De la ce? De la certuri și la nedreptăți. Mari prieteni devin mari dușmani. Unde nu sunt atenți. Tot Proverbe 16 cu 28. Omul neastâmpărat stârnește certuri și părătorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Atâta trebuie ca o fată să îi bage strâmbe la alta sau un frate să vorbească de rău pe un altul. Și când se întâlnesc următoarea dată, tu, reamintindu-ți de ultima părtășie când v-ați despărțit cu dragoste, îi dai din nou mâna cu el și când colo el, suspect și supărat. Că cineva s-a întâlnit cu el între timp și într-un mod neînțelept a influențat o relație. Și apoi, tot din Proverbe 20 cu 19. Cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse și e mare ispita. Să vorbim noi de Ion, de Maria. Și cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci. Astăzi o să te vorbească pe tine de rău, mâine pe altul și tot așa. Spune-i, frate, soră, vrei să te rugăm? Asta ajută. În rest, la nimic. Tot Proverbe 17 cu 17. Prietenul adevărat iubește oricând. Indiferent ce se întâmplă. Și în nenorocire ajunge ca un frate. Și mă adaug doar 18 cu 24.
Cine își face mulți prieteni, îi face spre norocirea lui. Deci, atenți la relații, deschideți numai cât te puteți ținea. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Deci, nu fără prieteni, v-am spus, cu diferite grade în relațiile noastre, dar cu toți frați. Și mai adaug ceea ce este scris în 2 Timotei 2, niște cuvinte foarte importante. 2 Timotei 2, de la versetul 14. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Deci am fost însărcinat de Pavel, și eu și alții, să vă aducem aminte aceste lucruri. Să se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pierderea celor ce le ascultă. Versetul 16. Ferește de vorbările goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Adică nu neapărat dacă vorbești de rău pe cineva sau te ceri, dar dacă se întâlnesc doi și vorbesc așa de toate și nimic. Încep cu politica, continuă cu economia, trec să-și spună ultimul buletin de analize medicale și în final spun ce au pregătit de a mânca la amiază. Și când o să se despartă, o să-ți dea seama că sunt goi și că spiritual sunt vulnerabil în fața ispitei. O părtășie necesită și asemenea discuție. Dar dacă uităm de rugăciune, de o cântare, de o îmbărbătare, de un sfat bun, ne-am întâlnit să ne facem mai răi și nu mai bun, fie vorba de o părtășie publică sau una privată. Și de asemenea citesc de la versetul 23. Ferește-te de întrebările nebune și mai sunt un rând nefolositoare. La ce ajută asta? Mai cerneți din când în când cu sita lui Socrate. Are trei nivele. Prima întrebare, ceea ce vrei să discutăm ne privește pe noi doi? Dacă e vorba de alții, lasă, avem noi ale noastre. A doua întrebare, ceea ce vrei să spui este sigur? Ai verificat? Păi nu, am auzit. Atunci las până te informezi. Și cea de-a treia? Trebuie neapărat să discutăm astăzi? Dacă nu, nu o să putem dormi liniștiți? Sau să dormim mai liniștiți dacă nu discutăm astăzi? Și o lăsăm pe mâine? Sau pe niciodată, dacă nu este necesar. Și în final vă dau două exemple. Ce înseamnă să lucrăm împreună? Din Vechiul Testament l-am ales pe David și colaboratorii săi. Gândiți-vă ce diferență între el și Samson, de exemplu. A avut Samson colaboratori în lucrare? Niște prieteni ispitiți și niște încercări de căsătorie nereușite. Dar David a avut ostași care au fost lângă el în momente grele, momente de luptă. A avut proroci prin care Dumnezeu i-a vorbit în momente de cumpănă, chiar în momente de păcat. A avut lângă el preoți care l-au sprijinit, a adunat în jurul lui cântăreți. Numai așa se poate. A fost un om care i-a coagulat. Și vă citesc doar dintr-un singur loc din Vechiul Testament, 1 Cronici, capitolul 12, pentru a-l observa nu doar pe David, ci toată echipa lui, au fost mai mulți de echipă, tot poporul cu care slugea împreună. 1 Cronici, capitolul 12, de la versetul 1 este scris așa: iată cei ce s-au dus la David la Țiclag, ei făceau parte din vitejii care au dat ajutor în timpul războiului. Apoi citește la versetul 16: și din fiul lui Beniamin și al lui Iuda au fost unii care s-au unit cu David în cetățuie. David a ieșit înainte și le-a vorbit astfel. Spuneți-le și dumneavoastră celor care vin și vă vor prietenia: dacă veniți la mine cu gânduri bune ca să mă ajutați, inima mea se va uni cu voi. Dar dacă veniți să mă înșelați în folosul vrăjmașilor mei când nu vă fac nicio sălnicie, Dumnezeu părinților noștri să vadă și să judece. Amasai, unul din căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul și a zis: suntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai, fiindcă peste David era Duhul și peste ceilalți era același Duh. Și au fost uniți și au făcut
poate cea mai frumoasă lucrare din Vechiul Testament. O mare mulțime de oameni unită. Priviți în Noul Testament la Pavel și echipa lui de misiune și la legătura lui cu bisericile. El a excelat nu doar ca apostol să facă singură o lucrare specială, ci în felul cum i-a unit prin colaborarea lui. Deși la început apostolii s-au ferit de el. Nu se putea lipi de ei, dar s-a găsit unul pe nume Barnaba, care era un om binecuvântat la subiectul despre care noi vorbim. Era omul care știa să-i adune. În Fapte, capitolul 11, citim cum el a adunat pe cei din Antiohia. Iată ce scrie aici, de la versetul 23. Când a ajuns el la ei și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul. Și destul de mult noroc s-a adaus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Și împreună au făcut o lucrare frumoasă. Și din multele versete ce s-ar putea citi despre apostolul Pavel și părtășia cu ceilalți lucrători, am găsit unul care cred că e foarte important. Galateni, capitolul 2. Versetul 1 și 2. Pavel era în misiune prin Asia Mică, dar el zice, după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. Și acum rețineți secretul. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o produiesc eu între neamuri în mod deosebit celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Deci Duhul Sfânt face descoperiri prin care să țină pe cei care sunt ai Domnului împreună. El putea să facă pe independentul și să zică, ce am eu cu cei de la Ierusalim? Dar Duhul Sfânt l-a sesizat să meargă, să discute cu ei, să aibă legătură cu ei, că Duhul este cel ce realizează unitatea. Tot despre Pavel și colaborarea sa, haideți să mai citim din Romani, capitolul 16. Începând cu versetul 3, el transmite niște salutări colaboratorilor săi și vă rog să observați expresiile. Numele nu neapărat trebuie reținute. Spune sănătate Priscile și Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața, le mulțumesc, nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spune sănătate lui Epenet, preiubitul meu, care a fost cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Spune sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi. Spune sănătate lui Androni și lui Iunia, rudele mele și tovară și mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos chiar înainte de mine. Spune sănătate lui Ampliat, preiubitul meu în Domnul. Spune sănătate lui Urban, tovarășul nostru de lucru în Hristos, și lui Stache, preiubitul meu. Versetul 11, spune sănătate lui Odion, ruda mea. Spune sănătate celor din casa lui Narces, care sunt ai Domnului. Spune sănătate Trifenei și Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul. Spune sănătate Persidei preiubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul. Spune sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Spune sănătate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma și fraților care sunt împreună cu ei. Spune sănătate lui Filolog și Iulie, lui Nereu și surorii lui, lui Olimpa și tuturor sfinților care sunt împreună cu ei. Observați ce mare preț se punea pe legătura lor. N-a trimis salutări numai la rudenii, la frații care sunt împreună, sunt tovarășii mei de lucru, alții n-au lucrat cu mine, dar sunt prinși în altă părtășie. Dumnezeu să binecuvinteze relațiile dintre noi. Și închei cu două idei foarte scurte. Legătura frățească are la bază faptul că suntem un singur trup cu același Duh.
Așa este scris în 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 12 și 13. Deci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, că alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greși, fie rofi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh, un singur trup, biserica, un singur Duh, Duhul Sfânt. Deci acolo, într-o biserică, Duhul Sfânt lucrează, oamenii vor lucra împreună. Și cea de-a doua și ultima idee, regula unității este afirmată și de Domnul Iisus în Matei, capitolul 12, versetul 30. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Deci, unitatea noastră trebuie să fie cu Domnul. Dacă cineva nu-i cu Domnul, degeaba e cu mine, degeaba sunt eu cu el, degeaba lucrez, e o risipă. Numai cine adună cu Domnul, adună cu adevărat. Numai cine ține legătura cu el, el ne va recunoaște, el ne va recompensa în final. Oricum, noi ne rugăm Domnului să întărească legăturile dintre noi. Dacă au fost pe undeva ispite sau o reținere neîntemeiată, să ne apropiem unii de alții și toți de Domnul, să ne dăm mâna în lucrare și cu inimă bună să lucrăm împreună. Amin.